Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere despre dragoste în 2022, februarie 2022. Aveți de ales între numărul 1, 2 și 3. Ia. Vă puneți pauză și vă gândiți, simțiți, faceți cum vreți, alegeți cum vreți. Eu pun cărțile deoparte. Și purcel, numărul 1, cei care ați ales aceste de cărți și această piatră, cuarț alb sau roz, foarte deschis. În timp ce a amestecat, a vrut să se arate regina de monede, apoi cavalerul de monede și apoi trei de spade și cavalerul de bâte. Pentru unii dintre voi și la capătul setului de cărți, lumea, încheiați un capitol și se deschide un alt capitol. Ideea este că posibil, cu regina de monede în spatele cavalerului de monede, există un personaj care vrea să vină spre voi, dar vine foarte încet. Din motive. Din ce motive? Din cauza unei mame, a unei soții sau unei relații de lungă durată karmică. Pentru mine, tot ce ține de monede ține de o karmă care ține de material, de finanțe, de tradiții. Și în acest motiv, acest personaj care este atras de voi vine foarte greu și venind foarte greu vă provoacă dezamăgire. Vă simțiți foarte dezamăgiți în felul în care abordează situația, relația dintre voi. Posibil, în această perioadă, din cauza acestei decepții, să schimbe viteza, să apese un pic pe viteză și să vină cu încredere, cu pasiune, cu un alt fel de abordare. Asta pentru că apare totuși lumea, o încheiere de capitol și manifestarea unui nou capitol. Ar putea pentru voi să fie două persoane. Două persoane diferite, doi cavaleri. Bărbat, femeie, nu contează. Două persoane de acțiune, dar unul este gândește lucrurile din perspectivă materială, celălalt își exprimă pasiunea cu încredere. Dar vedem. Interesant este că la capătul setului de cărți aveți lumea, încheiere de capitol, poate și distanță foarte mare și din cauza aceasta cineva vine greu și apare dezamăgirea, dar ceva se întâmplă. Vedem. Am zis că la capătul setului de cărți este lumea, magicianul, marele preot și 8 de monede. Cineva a tot lucrat într-o căsnicie sau într-un contract, dorind să manifeste stabilitate. Poate că și-a găsit stabilitatea și acum vrea să se concentreze pe această atracție, pasiunea asta, pentru că am văzut regina de monede și cavalerul de monede. Posibil cineva a muncit ca să își creeze o stabilitate financiară și în acest motiv a venit foarte greu că a fost ocupat cu munca, alte contracte, chestiuni care țin de familie, de tradiție, de cultură, eventual. Dar e o manifestare încheiată care, într-adevăr, a adus dezamăgiri și vouă și lor și, posibil, vedem, să vi aducă mai repede sau să vă aducă alt personaj în cazul în care voi încheiați capitolul cu cel care vine atât de încet pentru că e concentrat prea mult pe material. Când e vorba de dragoste, știm bine că dragostea nu trece tocmai chiar prin portofel. Să fim serioși, da? Nu, acolo este inima noastră. A unora poate, dar nu a noastră. Hai să vedem. Dragoste în februarie pentru numărul 1. O dată. De două ori. Nu. De trei ori. Stați. Interesant, iar e lumea. Ce legătură? O să pun deoparte. Și valetul de cupe și puterea. Interesant. La capătul setului de cărți, la distanță, iar lumea, la distanță, cineva vă vede, vrea să o ia de la zero, interesant, să o ia de la zero, să lase în pace această construcție financiară, tradițiile, un anumit tip de familie și să meargă înspre fericire emoțională, înspre abundență emoțională, pentru că simte că împreună sunteți puternici. Puteți să vă vindecați unul pe celălalt, dar pentru acest lucru trebuie să-și facă curaj și să exprime niște scuze, dacă a venit încet. Asa. Hai să
Am zis că am amestecat de 3 ori. Acum tăiem numărul 1, dragoste. În februarie, 5 de cupe, 4 de spade, 9 de spade. Oh, diavol. Hai să vedem în continuare. 8 de spade, împăratul, uf, steaua și 7 de cupe. Da, e o încheiere de capitol, schimbare de energie. Pentru unii dintre voi au fost niște conflicte, conflicte pe care le-ați intuit cu Marea Preoteasă. Unii dintre voi care lucrați înspre creșterea voastră spirituală, intuiți, ați intuit că cineva nu poate să aleagă. Ia uite, îndrăgostiți și doi de băte. Se simte atras, dar nu poate să aleagă. Pentru că nu poate. Nu poate să renunțe la zona de confort eventual. Poate că este și distanță cu acest glob și am văzut lumea. Posibil pentru unii să fie două persoane. Una care ține la confort și cealaltă care vrea să vină, dar este la distanță. Ideea este că apar conflicte și într-una și în cealaltă, într-un caz și în celălalt caz. Apar conflicte. Pe de o parte, conflicte interioare, mentale, dar mai sunt și jocuri mentale din partea unuia dintre cele două persoane. Dar intuiți, intuiți. Că această comunicare care există între voi și cineva trebuie să se schimbe. Trebuie să se schimbe și să aducă o altfel de energie. Pentru că în acest moment sunteți în 5 de cupe. Într-o energie și 4 de spade și 9 de spade și 8 de spade. Într-o energie nu potrivită pentru manifestare. Da, nu e o energie potrivită pentru manifestare. Regretați. Că ați fost într-un trio, evident, dacă știți ce sunteți, știți că ați fost într-un trio, regretați acest trio. Ideea este că nu vedeți că există un alt suflet pereche care vă dorește. Nu vedeți. Dar probabil că o să vedeți când o să vă liniștiți, când o să vă vindecați, când o să meditați și când o să aveți acces la un anumit tip de adevăr sau de informație pe care va trebui să o manifestați. Deocamdată, dar o să clarificăm. Poate nu este energia voastră, poate este a persoanei care a venit greu, da? Care a venit greu din motive financiare, tradiționale, contractuale. Dacă simțiți că nu e energia voastră, cu siguranță este energia celelalte persoane. Dar aici apare în continuare cineva care își face griji noaptea, care nu poate să doarmă. Și cu cât stați sau stă acea persoană în această energie, cu atât se manifestă toxicitate și mai mult. Dependență, obsesie că de ce nu s-a putut, da? De ce nu s-a putut, în loc să vedeți oportunitățile. Totuși, ceva se întâmplă. Ia să scot o brățară, că face gălăgie. Ceva se întâmplă. Posibil această schimbare de energie. Poate chiar comunicarea cu cineva, una din cele două persoane sau altcineva, n-am văzut încă niciun azi, dar o comunicare într-o anumită formă, de la distanță, să aducă o schimbare de energie, pentru că văd totuși ultimele cărți un pic mai bune. Cu alte cuvinte, dacă cineva încerca să păstreze controlul și nu v-a arătat că simte pentru voi, nu a arătat atracție, n-a arătat sentimente, n-a arătat nimic din ceea ce așteptați voi să arate, n-a comunicat, pentru că a fost preocupat să stea în acel șablon al său. Educație, tradiție, contracte, familie, bani, job, poziție socială, profesională, cum vreți voi să ziceți. Asta e împăratul. În acest context nu îl văd prea protector, ci din potrivă prea sobru, prea rigid. Personajul acesta pe care voi ați considerat că este eventual bărbatul vostru divin, pentru unii poate să fie, dar dacă în această energie nu se merită deranjul, vă asigur. Nu se merită deranjul. Pentru că dacă e în această energie, acest personaj nu e divin. E încă în energia karmică. Nu degeaba se manifestă diavolul, se manifestă toxicitatea. Și mare grijă că dacă voi creșteți și ați crescut spiritual, diavolul înseamnă și tentație, toată atmosfera și povestea dintre voi devine o tentație în creșterea voastră spirituală, o provocare.
Cu o fi flacără în geamă, nu? Cu o fi bărbatul vostru divin sau femeie în energia sa masculină, dar atât timp cât nu se poate manifesta ceva frumos, nu are rost. Uitați-vă că aveți în spate două cupe. Aveți un suflet pereche. Aveți un suflet pereche. Să știți că și sufletele perechi, dacă sunt evoluate, merită atenție. Flăcările gemene uneori pot să provoace atâtea pierderi de energie, atâta cădere în creșterea voastră spirituală, încât, sincer, nu se merită. Deci aveți două suflete perechi. Adică, mai bine zis, un alt suflet pereche cu care puteți să faceți. Cu care puteți să colaborați, cu care puteți să faceți lucruri frumoase, să vă înțeleagă, să vă simtă. Ce este frumos este că totuși în aceste griji apare această stea. O să clarific totuși ce înseamnă stea, cum a venit brusc această stea. Un gând, eventual de speranță. Ce frumos! Pentru că steaua e de la distanță foarte mare, poate să fie dintr-o altă dimensiune, chiar din alte ceruri. E o energie care ține de aer, de comunicare astrală. Poate? Da. Nu că poate, sigur. Steaua în acest moment nu vă supărați, nu o văd ca pe fiind semnul vărsătorului. În acest moment steaua reprezintă un ghidaj divin. Un ghidaj divin. Pe timp de noapte, eventual, în care înțelegeți. Măi, nu are rost. Măi, consum. Eu am altceva de făcut. Am de strălucit, am de vindecat înainte de a străluci. Trebuie să mă vindec, trebuie să-mi păstrez destinul, trebuie să-mi păstrez direcția, trebuie să-mi păstrez credința. Cu cât stau mai mult în această energie din cauza acestui împărat sau împărăteasă, varianta sa negativă, distorsionată, cu atât cad. Din punct de vedere spiritual. Și începe să vedeți că această confuzie a fost o tentație. De fapt, această tentație v-a creat confuzie una la mână și posibil pentru unii, sper, să înțelegeți dintre opțiunile pe care le aveți, nu uitați că aveți un suflet pereche. Aveți un suflet pereche. Asta pentru că la capătul setului de cărți apare o schimbare de energie. Asta este o variantă bună. Mai este o variantă că unul dintre voi alege vindecarea și celălalt rămâne cu obsesiile și cu grijile și cu energia toxică. Să rămână cu toate cărțile atât timp cât voi alegeți vindecarea, este minunat. Unul dintre voi alege vindecarea, creșterea spirituală, o cale de lumină, da? Echilibru emoțional. Și celălalt să rămână cu confuziile, cu visurile, eu știu, cu obsesiile, cu stresul, cu relațiile karmice în care nu înțeleg nimic ce se poate manifesta. Și celălalt face o, mă mir că n-a apărut turnul, o schimbare teribilă de atitudine. Aș vrea să fiți voi care lăsați această energie și mergeți către steaua voastră. Ia clarificăm steaua. Înțelegeți. Vă vindecați, începe să înțelegeți și să vă vindecați că există un triunghi amoros, da, pe care plângeți prea mult pentru că acest personaj rămâne defensiv, în control, vrea să aibă control într-o formă, conștient sau inconștient. Da? Și nu are timp de voi, 6 de monede. Trebuie să vă dea și vouă timp, să vă dea și altor persoane timp, bani. Mai mult sau mai puțin, în dragoste nu cred că așteptați cine știe ce, da? Nu știu, vorbim de dragoste, nu de bani. Dar ideea este că trebuie să dea ceva și altor persoane. Și nu are timp. Și atunci vă vindecați. Începeți să înțelegeți. Pentru că steaua totuși ține de
E numărul 17. Ține de transformare. Se întâmplă o transformare. O alchimie. În mintea voastră, că energie de aer. Și înțelegeți că nu se uită. Ia uite, intuiți, marea preoteasă, ce am zis mai devreme. Intuiți că sunt jocuri mentale, că sunt conflicte, că sunt invidii, că cineva nu poate să aleagă, da? Și unii dintre voi. Mai aveți o altă persoană care este foarte, foarte atrasă de voi, vrea să vină cavalerul de spade, vrea să comunice, după o perioadă de profunde transformări în viața voastră, în viața lor, poate chiar după o perioadă în care relația voastră s-a încheiat definitiv. Da? Și voi aveți de ales între aceste conflicte și alt personaj care și-a păstrat atracția față de voi. Ce mai trebuie să clarific? Clarificăm diavolul. Regele de monede. Asta e. Am văzut mai devreme regina, aici este regele, împăratul, pentru mine soț, soț. Sau o persoană cu o poziție financiară specială, dintr-o familie, poate mai. Mai sus în. Știți cum e sus din punct de vedere pământean, nu spiritual. Mai sus din punct de vedere financiar, mai în altă societate. Da, chiar dacă nu este în altă societate, este un personaj care ține la banii săi, tradiții. Posibil să rămână ei cu visurile. Interesant ce melodie îmi vine în minte acum. The winner takes it all. The winner. The winner este cel care câștigă. Cel care câștigă. Și ce ia? Ia energia frumoasă și o alchimizează. Ia grijile și le alchimizează. La capătul setului de cărți, luna. Da. Și turnul, am zis că este o separare, da, pentru că sunt minciuni. Este o fugă de realitate, este fugă de dragoste, ia uite, fuga de manifestare, asul de monede, cavalerul de cupe, da, cineva fuge să de această posibilă oportunitate, posibilă, chiar este o oportunitate specială, dar pentru care trebuie să exprime emoții. Și de ce să exprime emoții? Că nu este obișnuit, mai bine stă în zona sa de confort, pentru că nu trebuie să exprime emoții decât să dea bani și să facă bani. Așadar fuge și se manifestă acest turn, acest turn, în această separare, în această separare, da. Intuiția voastră vă spune că e cazul să vă eliberați. Ei să rămână cu cupele goale. Voi mergeți către 9 de cupe. 8 și 9 de cupe. Voi mergeți către 9 de cupe. Și 9 de cupe este steluța, varianta mică. Deci am zis că există o transformare, da. Clarificăm 7 de cupe. Pentru numărul 1. Interesant. Apare iar asul de monede lângă 9 de monede și valetul de spade. Asta înseamnă că acest personaj în continuare vă va spiona, vă va urmări, va visa că veți manifesta ceva împreună. 9 și cu 1, 10, o relație de lungă durată. Probabil că își dorește foarte mult să fie soțul vostru, dar atât timp cât nu și-a rezolvat problema comunicării, pentru că văd multe spade,
și aceste obsesii pentru bani, pentru stabilitate financiară, rămâne de văzut cum poate să vină spre voi și să manifeste, pentru că... E luna dragostei. E luna dragostei. Acum este un mesaj pentru unii dintre voi. Ia, eliberare, eliberare de cupele goale, de decepții, de supărare, de nemulțumire, de ce mai vreți voi să fie. Mai este un mesaj. Da. Această stea, această inspirație, așa o văd în acest moment, stea, o inspirație vindecătoare, foarte subtilă, o lumină în timp de noapte. Uitați pe fereastră după ce vă ștergeți lacrimile sau după ce vă calmați și vă dați seama că acolo sus, undeva sus, sus, în alte dimensiuni, în alte, nu știu, constelații, există lumină, cineva vă transmite lumină. Și vă spune că trebuie să vă bucurați. Să vă bucurați de lumina voastră. Și să puneți granițe personale în fața celor care v-au pus în situații neplăcute și să oferiți lumina voastră celor care apreciază. Și pentru asta, pentru asta, poate că unii dintre voi va trebui să alegeți dintre opțiunile pe care le aveți. Să alegeți un nou proiect, o nouă direcție care vă poate aduce stabilitate. Și pe acesta trebuie să-l studiați foarte bine. Și aducându-vă voi, muncind, sau mai bine zis, manifestând acest proiect care va aduce independență financiară, puteți să manifestați un alt bărbat sau o altă figură stabilă dar concentrându-vă interesant pe carieră. Da, aici este. Trebuie să vă concentrați pe carieră. Diavolul înseamnă și carieră, casa 10-a, și aveți 9 și cu 1, 10. Concentrați-vă pe carieră, concentrați-vă pe statutul vostru profesional, pe valorile voastre, nu doar materiale, dar și profesionale, intelectuale, educație și opțiunile pe care le aveți includ un nou proiect care va duce. Poate chiar colaborare cu cineva, pentru că sunt... două tipuri de monede. Voi, să zic, sunteți în formula de as, celălalt în formula de nouă de monede, preîmpărat, preîmpărăteasă, dar, sau invers, voi sunteți preîmpărăteasă, există o ofertă, acceptați-o pentru că puteți să faceți ceva deosebit, să creați ceva durabil. Dar concentrați-vă și studiați cu valetul de spade. Cu alte cuvinte, mintea voastră să fie în zona de creștere financiară, pe cont propriu, colaborări care vă aduc recunoaștere. Pentru că voi trebuie să străluciți în continuare și să oferiți. Și de unde oferiți, nu? Trebuie să aveți de unde să oferiți. Și practic. Se vroia etalare de dragoste, dar iaca. Mai e un mesaj. Așa a venit mesajul, așa l-am transmis. Acum este un alt mesaj. Cineva dezamăgit, regretă foarte mult că nu a găsit soluții, încearcă să se gândească, patru de spade, cum să fie un personaj stabil, protector, evoluat, să zicem, încearcă să se gândească, da?
își face griji, nouă de spade, noaptea. Se roagă, eventual, cu steaua, ca să găsească o soluție. Se roagă să fiți împreună cu trei de cupe și să se lupte pentru a vă oferi reciprocitate. Și este o dorință atât de intensă încât devine obsedantă diavolul. Obsedantă, este o obsesie, un vis care tot vine. Vis, coșmar, vis, coșmar, ba că nu v-a oferit, ba că vrea foarte mult să fie alături de voi, să vă fie sprijin, regele de monede, să vă ofere un proiect, un dar, ceva în care se exprime aprecierea pe care o simte față de voi, preîmpărăteselor nouă de monede. Și în acest scop vă urmărește acest personaj și își dorește eventual comunicarea. Acesta este un alt mesaj. Pentru unii se va manifesta probabil prima variantă, pentru alții cealaltă variantă. Poate se manifestă ambele dacă voi vă concentrați pe stabilitatea voastră fizică, pe carieră, și nu vă mai bateți nici voi capul, nici sufletelul nu-l mai puneți în aceste emoții negative. Ce atâtea regretați, nu mai regretați. Hai să vedem totuși cât am vorbit. 20 de minute. Vai, vai, mai e la mai, mai e la mai. Ia, am zis, ce ca etalare de dragoste. Și am vorbit mai mult de gânduri și de bani. Asta e. Energia sexuală dintre voi. Valetul de monede. Numărul 1. Energia sexuală dintre voi. Da, cineva încearcă să vină pe la spate, într-un mod prea... N-are încredere. Are încredere. Ar vrea să vă vadă... Ups, ia uite cum a picat. Soarele, dar a venit invers. Vedeți? Ar vrea să vă vadă euforice, să vă vadă îndrăgostite. Ia uite. Nu se poate manifesta deocamdată această euforie, această fericire în doi, pentru că există tristețe. Nu întâmplător au apărut cărțile înainte, da? Soarele n-avea cum să apară. Decât invers. Mulțumesc, tarot, că ești logic. La capătul setului de cărți, 9 de spade pe care le vedem și asul de spade, trezirea despre care am tot vorbit într-o formă sau alta, la modul intuitiv, evident. Da? 9 și cu 1, 10. Trebuie să se încheie acest ciclu de supărări, de neîncredere, de griji. Cineva își face griji, probabil unul dintre voi, sau poate amândoi, vă faceți griji cum vă potriviți, cum o să fiți, cum. Este și o stare de așteptare, 6 de monede, iar 6 de monede. Și 2 de cupe. Sunteți suflete perechi? Sunteți. Dar atât timp cât există acest triunghi, există un triunghi amoros, inclusiv acest triunghi amoros, de fapt nu e amoros, este a treia cupă, este profesia, este cariera cuiva. Ok, dacă n-au timp de voi, concentrați-vă și voi pe carieră, să vedeți cum începe să primiți mesaje, cum veți primi cadouri, pentru că, da, vă concentrați pe carieră, sunteți ca ei, cu alte cuvinte, faceți echipă bună, dacă vreți. Acum, este trezirea cuiva, asul de spade, dezlegarea de niște griji, de niște tendințe, să zic, negative, care, în ce sens negative, care țin pe loc. Hai să mai vedem energia sexuală. Clar că nu sunteți fericiți cu soarele invers. Și asta pentru că nu vedeți, da? Voi simțiți, aveți, altați. Cineva vă transmite emoții. Dar e interesant cum apa curge pe lângă. Multe emoții sunt irosite pentru că acest personaj nu-și arată fața. Cu alte cuvinte, nu vine direct, nu... Hai mă, energia sexuală dintre voi. Hai mă, nu-mi place. Nu știu ceva frumos. În sfârșit. Așadar, și apare acum cavalerul de cupe și asul de cupe. Am zis că e posibil să apară alt personaj.
Da? E posibil să apară alt personaj care vrea, simte că sunteți perechi, patru de bâte, da? Iar de la distanță, împăratul. Sunteți între doi bărbați. Împărat și rege de monede, cavalerul de monede, cum am văzut mai devreme la început, și cavalerul de spade. Unul n-a putut să vină din niște motive, celălalt din alte motive. Dar pasiune există. Dar sunt în zona nemanifestatului. Nemanifestatului, da? Pasiune există. Și se dorește comunicarea, sau mai bine zis, exprimarea acestei pasiuni. Dar cine dorește această exprimare fizică, trebuie să facă o distanță. Trebuie să facă o distanță, Doamne, trebuie să facă o călătorie. Scuzați-mă. E distanță între voi cu șase de spade și faetonul, e distanță între voi. Trebuie să facă o călătorie și să vină politically correct. Împăratul, da? Să vină în energia sa divină, protectoare, da? Doritoare să vă ofere, nu să vă țină, nu să fugă de emoții, nu să vă abandoneze, să vă țină în stand-by, vreau să zic. Interesant. Simt că ar putea să fie o altă persoană. Am zis, sunt două energii masculine pentru doamne. Și dacă sunteți domn, probabil că doamna la care vă gândiți are două energii masculine pe voi și pe altcineva. Nu neapărat că s-a culcat cu altcineva, nu? Vedeți și voi. Care este energia dintre voi? Aceasta frumoasă, cavalerul de cupe și asul de cupe, sau aceasta dezamăgitoare? Din cauza neîncrederii, pentru că soarele are încredere, acest personaj nu are încredere. Și am zis că sunt două personaje, trei cupe și două cupe. Aici sunt două cupe. Un personaj l-a pus pe celălalt într-o stare neplăcută. Am zis, a treia cupă poate să fie cariera, familia, tradiția, cultura, ceva, da? Obsesia pentru bani, dorința de control. Celălalt e un suflet pereche care chiar vrea să exprime dragoste. Să-și simtă partenera. Interesant, să o vindece steaua. Să-i vindece mintea, gândurile, da? De acest stres. Interesant. Cum vine mesajul? Cavalerul de cupe chiar vrea să protejeze și să curețe energetic și mental. Să-și curece, să-și vindece partenera de experiențele anterioare. Interesant cum vine mesajul. Da. Și își dorește să vină, să creeze stabilitate. Da, un personaj își dorește stabilitate. Vrea să, interesant, să-i rupă lanțurile. În ce sens? Să o ajute să se libereze de karmă. De karmă. Frumos. Chiar foarte frumos. Bine că am mai scos și aceste seturi de cărți care au completat mesajul. Deci eu așa simt că vor fi două personaje. Unul foarte imatur. Imatur emoțional. Mă cam și încurc. Probabil că acest personaj se cam încurcă în exprimări. Nu își găsește cuvintele. Da, dacă s-ar putea să vă lăsați voi în voia lor, dar nici ei nu depun suficient efort ca să vă simțiți siguri. Este doar un valet. Și în acest motiv nu veți fi fericite lângă acest personaj. Pentru că atât timp cât cineva nu oferă cupa, emoțiile, nu exprimă direct în față, că acest cavaler are și flacără, nu are doar cupă, are și pasiune și emoții și vine în față, nu vine din spate, ca un laș. Nu vă supărați, dar asta e canalizarea. Cineva? Sunt două cupe și aici. Uitați, e a treia. A treia a.
Eu a treia. Deci, interesant. Înseamnă că aici este personajul, da? Aici este povestea în care a fost trei decupe. Fantastică. Canalizare. Nu? Channeling. Da, așadar, aveți o oportunitate. Veți vedea. Veți vedea că mai e o altă variantă. Un bărbat puternic, protector, da? Nu este cine ați crezut voi până acum, altcineva. Eventual, pentru unii ar putea să fie același personaj care lasă în urmă o poveste sau un fel de abordare, chiar cum am zis mai devreme. Acesta conștientizează că nu e fericit cât timp nu își exprimă pe față dragostea, atracția și nu manifestă vindecare. Da, frumos. Hai, până la urmă e frumos. Sper că v-a plăcut. Și eu parcă m-am mai liniștit. Și eu parcă m-am mai liniștit că s-a încheiat cu asul de cupe. Măcar din punct de vedere intim, există un personaj care vrea să vă vindece, să vă aline, să vă protejeze. Și asta pentru că și voi îi vindecați, îi alinați, aveți această energie. Drăguț, hai să vedem numărul. Ia să vedem numărul 2. Cei care ați ales aceste de cărți cu steluță, steluță. Aveți și voi speranță, aveți pasiune. Ah, ce a vrut să iasă? Faetonul și regina de băte. E o călătorie, o decizie foarte importantă, o alegere importantă. Ori voi alege să mergeți înspre o persoană pasională la care țineți foarte mult sau manifestarea energiei aceasta, creativității, încrederii, vreți să mergeți înspre încredere în voi înși vă, înspre creativitate, înspre fidelitate față de voi, față de creațiile voastre, față de potențialele voastre. Vedem ce alte cărți mai apar. La capătul setului de cărți, Regina de Cupe, Roata Norocului. Se schimbă energia. E o distanță între voi și cineva. Distanță, dar distanță care... A, nu. Acum rămâne. Dacă am zis-o, am zis așa, o fi o distanță, dar este o energie pozitivă în care se poate crea. Dacă se schimbă ceva în relația dintre voi și altă persoană. Ce ar trebui să se schimbe? Ar trebui să nu mai fiți concentrați pe bani, 8 de monede, 3 de monede, să vă concentrați pe dragoste, că tot vorbeam de etalare de dragoste, pe emoții, regina de cupe și, da, cineva vrea să vină spre voi. Să comunice. Poate că ei vor să vină înspre voi pentru că sunteți doamnelor atractive, sunteți interesante, sunteți sexy. Poate, poate. Haideți să vedem. Poate să fie și cum am zis mai devreme. Da, am zis poate pentru că mesajele se pot manifesta, nu că este o... indecizie, nu. Este o posibilitate de a se manifesta pe mai multe planuri acest mesaj. Hai să vedem numărul. 6 de monede. Numărul 2. 6 de monede. Vedem ce legătură are. Valetul de bâte. 7 de spade. Fac. Nu-mi place. Dar e bine că cineva vrea să renască din acești 7 de spade. Cineva vrea să... Vedem cum renaște. 7 de spade înseamnă minciunele și, în primul rând, minciunele din cauza lipsei de comunicare, lipsei de acțiune.
o atitudine pasivă, din care cineva trebuie să renască. Dacă vrea să manifeste pasiune și fericire. Dacă vrea. Dacă nu, hai să vedem. Continuare. Numărul 2. Au început să sară înainte să le tai. Asta e. 4 de spade. Continuare. 6 de monede. Vedem. Ce sunt acele minciunele, dar? 6 de... Nu, 6 de monede. 6 de monede. Ce este? 6 de bute. E o comunicare. E o comunicare. Valetul de bute. Ce este? 9 de bute. 7 spade. Asta? Câte? 6 de cupe. Și steaua. Și regina de cupe. Aici este. Acest personaj, aveți un personaj în preajmă, în mod special cu personaj cu marcaj în semn de aer, nu obligatoriu, dar acest personaj nu vrea să exprime faptul că simte față de voi 6 de cupe. Simte, regina de cupe. Simte că sunteți parte din destinul lor. Simte că puteți să-i vindecați, dar nu vrea să exprime. Imediat vă zic și restul. 4 de spade. Lumea. Asta e. Și? Cât este? 9 de spade. Asul de bute. Atracție între voi este, între voi și o anumită persoană. Este foarte mare. Atracție. Dar văd că acest personaj este un tată sau are responsabilități financiare, eu știu, de altă natură, profesionale, dar atracție foarte mare este, magnetică, da? Însă își face foarte multe griji în legătură cu această atracție. Și nu e vorba doar de atracție, există și acest sentiment că ai 9 de cupe, nici măcar 6. Exact ce sentiment că voi sunteți, și ați văzut, era și steaua și regina de cupe, sunteți predestinați să fiți împreună, dar nu exprimă nimic, nu vrea să arate, se uită cu coada ochiului, tace. Tace! Dar eu vă zic, nu doar din experiență, au mai spus-o și alți oameni înțelepți, când un om tace, feriți-vă de oamenii care tac. Bine, asta e și pentru mine lecție. Eu sunt vorbăreață. Dar una e să fii controlat, să-ți alegi cuvintele, să exprimi cu grijă din când în când în echilibru și alte e să taci. Cu alte cuvinte, să te așezi pe această sabie a adevărului. E o sabie. Da? Valetul de spade, cavalerul de spade, asul de spade, e o sabie. Care teoretic ar trebui să exprime adevărul. Da? Din cauza că nu e exprimat adevărul, din cauza că cineva nu exprimă, nu știu, nu știu dacă sunteți voi, cred că e altă persoană, da? Nu exprimă ce simte, asta e. Vă blocați 9 de bâte. Se blochează posibilitatea de manifestare, valetul de spade, de, scuzați-mă, posibilitatea de manifestare de inițiere a acestei atracții care este între voi. Și uite așa se manifestă grijile. Grijile, blocajele. Pentru că și valetul reprezintă comunicare, dar comunicarea nu se manifestă. Unul vine într-un mod
impresionant, 6 de bâte, celălalt își face de lucru în alte direcții, eventual, și nu se manifestă echilibru în acest moment, așa văd, pentru că altfel, cu această carte a autosabotajului sau a secretelor, a fugii de emoții, de fericire, de doar, e o realitate și asta emoțională. Aoleu, simt! Nu doar atracție, simt emoții. Vă, hecă, mă mai descurcam cu atracția. Deși și față de atracție, vedeți, această pasiune e ținută, e reținută, ca într-un cocon. Nu, ia să-mi rețin această atracție. Nu se poate să înflorească, pentru că, eventual, e căsătorită, are responsabilități, da. Asta e 10 de... Nu, 9 de monede. Unul are responsabilități, celălalt e independent și asta e. Și pentru că se manifestă acest dezechilibru, trebuie să învățați să vă vindecați. Să încheiați capitolul. Deocamdată trebuie încheiat un capitol. Poate că e distanță între voi mai mult sau mai puțin. Pentru că vă și lumea. Poate comunicare online. Cu siguranță. Pentru mulți este comunicare online. Dar e drăguț că se încheie. E altfel. E mai bine. Dintr-un punct de vedere mai bine decât la numărul 1. Pentru că se încheie mai bine, să zicem. Mai puțin complicat. Se încheie cu deschiderea chakrei a 6-a. A voastră? Bănuiesc, a voastră. Dacă încheiați acest ciclu, dacă încheiați acest capitol, începeți să alungați gândurile și să vă concentrați pe un viitor strălucitor. Un soare acolo. Să vă concentrați pe manifestarea victorilor voastre, pe încrederea pe care o puteți manifesta de acum încolo, în acest nou capitol. Inspirație divină în felul în care gândiți. Protecție divină. Hai să și clarific. Clarificăm, te rog frumos, 7 de spade. Ah. 7 de spade. Clarificăm 7 de spade. Cercul numărul 2. 2 de monede. Acest personaj nu poate să aleagă. Nu știe să aleagă. Nu știe să fie în echilibru. Masculin, feminin. Acțiune, receptivitate. Aici trebuie să aibă... Să iasă dintr-un sentiment de abandon, că el nu poate fi iubit sau ea nu poate fi iubită și să se trezească la o nouă realitate. Că trebuie să-și găsească echilibru. Și pentru asta trebuie să muncească. Da? Trebuie să muncească. O de monede, mai dăm o carte. Două. 8 de cupe. Trebuie să renunțe. Trebuie să renunțe la acest fel de a fi. Ori una, ori alta. Mă duc sau nu mă duc. Vorbesc sau nu vorbesc. Ce fac? Și stă. Nu face niciuna, nici alta. Da? Trebuie să renunțe și să meargă înspre regele de cupe. Înspre echilibru emoțional. Înspre o ofertă emoțională echilibrată. Regele de cupe manifestă dragoste, mă. Este rege. Da, arată mai puțin, dar guvernează un ocean de emoții. Cum să vă arate oceanul? Așadar, dacă acest personaj simte față de voi, ideea este că trebuie să vină. Dacă voi simțiți emoții față de acest personaj, trebuie, pentru că acest personaj încă nu știe ce vrea, trebuie să lăsați în pace, să aibă viziune, să se vindece, voi să încheiați capitolul și să mergeți înspre dragoste necondiționată. Ok, faci parte din oceanul meu de emoții, faci parte dintre oamenii pe care îi iubesc, i-am iubit, asta e, merg mai departe, pentru că trebuie să mă iubesc, 9 și cu 1, da, 8 și cu 1, 9, da.
că trebuie să fie un echilibru emoțional. E un sfat și pentru voi și pentru ei. Clarificăm patru de spade. Regina de cupe. Regele și regina de cupe. Față în față. Face to face. Aici, acest personaj, interesant că sunt două animăluțe care stau. Dar unul este interesat, se învârte în jurul cozii și se uite așa cu un ochișor. Vedeți, e tare drăgălașă vulpița asta. Am zis că mai desenez și niște vulpițe, că sunt simpatice, da? Personaj inteligent, nu zic, poate și bun strateg, dar strategia aceasta nu dă roade. Pentru că vorbim de dragoste, de emoții, strategiile acestea nu dau roade în acest context. Ba, creează blocaje în felul în care se poate manifesta, iniția pasiunea. Energia sexuală, pentru că e un șarpe, da? Am zis, unul are încredere. Unul dintre voi aveți încredere. Bănuiesc că voi, da? Celălalt e așa, șase de monede și mai face de lucru. Sau poate că are responsabilități, că am văzut regele de monede, da? Are responsabilități și atunci nu poate să... Așa zice el că nu poate, dar trebuie să aleagă, da? Trebuie să aleagă. Și atunci... Am zis, bine ce am zis, în orice context ar fi, vindecați-vă și mergeți către dragoste necondiționată, către exprimarea iubirii față de cei care vă ascultă și vă primesc cu brațele deschise. Iată, două cupe, 10 de spade, aici este o rană, 5 de cupe, cineva se simte abandonat, oameni decepționați, măi. Lăsați-i să se vindece. Ia uite. 9 de spade, 10 de spade. Lăsați-i să se vindece. Pentru că oricum și dacă le oferiți ajutorul, tot nu-l văd. Vindecarea este personală. Dar lăsați-i să se vindece voi. Vindecați-vă și voi de această dezamăgire, de acest sentiment de trădare. Și veți avea parte ori de un alt suflet pereche. Da? 2 de cupe. Ce frumos! Un nou capitol cu un alt suflet pereche. Da? Dar ce frumos! Doi de cupe, mama și regele de cupe. Mama și tata, vreau să zic, da? Doi, că tot e februarie. Yin și Yang. Da? Aici este noul capitol. Da? Ia, dăm și pe lună, te rog frumos, clarificăm și luna. Lumea, Ela, nu e de la mine. Sau o fi de la mine. Ia uite ce stai. 6 de cupe. 6 de cupe înseamnă împăcare. Un suflet pereche. Justiția. Interesant. Iar steaua. Steaua, puterea. 3 de pute, da. Ori acest personaj se eliberează de acest fel negativ de a gândi bla 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 sau voi dacă sunteți. Vă eliberați de 10 de spade. Vă vindecați. Vă ascultați intuiția, vă rugați, creșteți, vă transformați, sunteți mai puternici prin rugăciune, prin speranță, prin vindecare, deveniți mai puternici. Începeți iar să sperați și să atrageți justiție divină, echilibru, un personaj al de Yin și Yang. Da? Yin și Yang, aici sunteți. Un personaj care vi se potrivește, vă echilibrează. Ia uitați ce frumoasă. Măi! Da? Personaj, tot așa. 6 de cupe. Care ați mai avut ceva în altă viață? Aveți telepatie, dar își dorește echilibru, își dorește împăcarea. Poate să fie același personaj, să-și dorească împăcarea, rămâne de văzut sau să fie alt personaj. Ce frumoase, ia, vedeți? Iau ce frumoase sunt, vedeți? Pisicuțe, pisicuțe și le vedeți și fălicele, ce frumoase sunt. Aici este 6 de cupe. Posibil pentru cineva să vă împăcați cu o persoană pe care o știți. 6 de cupe ar putea să fie și o fostă, ar putea. Repet, sau cu acest personaj. Vedeți, pentru că se manifestă de la om la om. Da, 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 da. Spirite Sfânt. Da, da, da. Hai să vedem energia sexuală dintre voi sau a voastră în această perioadă.
Ce este echilibru? Se face dreptate. Patru de cupe. Regina de spade. Marele preot. Mai. Marele preot. Dragii mei, dacă stați în povestea aceasta pe care am explicat-o mai devreme, ia să pun, să separ energiile și cărțile, nu știu cât de bine vă faceți, pentru că, am zis, unul posibil cu regele de monede și cu marele preot să fie căsătorit, da? Și să fie obișnuit să trateze relațiile foarte mental, foarte mental. Ce spui, aia fac, nu trebuie să explic eu, pentru că tu îmi dai, îmi zici ce să fac, ceva de genul ăsta. Poate să fie și legătură online între voi. Și cum să se manifeste emoția dacă e un screen între voi. Dar eu așa văd o căsătorie. Sau familia, sau tradițiile. Dar... și căsătoria asta și tradițiile astea sunt încălcate. Îmi pare rău. Încălcate și aduc lacrimi, patru de cupe. Iar sunteți văzuți, văzute ca o tentație. Acest personaj se te uită în curtea sa. Îmbrăcat în negru, interesant, parcă într-un doliu. Își blochează energia, nu vrea să manifeste deschidere voi, eventual. Sunteți atractive. Da? Pentru că simte multe emoții, nouă de cupe, dar nu exprimă, se uită în altă parte. Probabil când stați de vorbă, se uită în altă parte, doamnelor. Sau domnilor. Poate să fie și invers. Da? Sunteți o tentație pentru ei. Interesant, vedeți, sunt doi stâlpi. Acest personaj trebuie să aleagă. Am văzut doi de monede, da? Trebuie să aleagă între poziția tradițională, dorința de a face bani, cu cine o fi, atracția pentru bani, da? Aici este un string care trebuie tăiat. Da? Pentru că sunt foarte atrași de stabilitatea fizică. Manifestată eventual și printr-un cuplu, și prin tradiție, și prin ce am mai zis-o mai devreme, bla bla bla. Acum mai este o altă alegere, astul de cupe, din care vor mânca alții. Alții vor beneficia de această cupă, de această dragoste. În ce sens? În ce sens? Haideți să vedem, pentru că aici văd că apare, se va face echilibru, da? Se va face justiție divină și va apare un suflet. Doi de cupe și șase de cupe! Păi... și cu încă două, 10 cupe, ia uite, 2, 2, 4 și cu 6. Fantastic! Ce frumos! Ce frumos! La capătul setului de cărți, 6 de spade. Cineva vrea să rupă lanțurile. Vrea să iasă din stagnare și să exprime pasiunea pe care a simțit-o cât timp. Da, sunt două cupluri. Cât timp a ținut secret atracția față de voi. Ia uitați. Mă, un personaj va veni și vă va elibera. Interesant. Și fizic și karmic. Un personaj. Bănesc acest personaj că prea arată așa multe cupe și ce frumos. Ce frumos. Vă vede, este nemanifestat. Aici știți ce s-a manifestat. Aici, în momentul în care lăsați 8 de cupe, în momentul în care lăsați această poveste și mergeți către 9, 8 și cu 9, 9, dar prin regele de monede, vă atrageți. Vindecare, regina de cupe, sufletul pereche, justiție divină, da? Relație echilibrată. Măi, măi, măi. Am zis că cineva vă vede totul. Sunteți împărăteasa, sunteți mama, sunteți amanta, sunteți copilul lor, sunteți tot, sunteți o lume întreagă, interesant lumea, posibil la distanță. Da? Că avem și lumea de două ori, aveți lumea de două ori, aveți steaua care și aceasta înseamnă distanță.
Și din cauza acestei distanțe, pentru unii, nu s-a putut exprima într-un fel coerent și corect felul în care sunteți văzute în general. Și din cauza asta s-a manifestat spânzuratul, stagnarea. Dar ați fost pândite. Da? Acest personaj v-a pândit, vă pândește și vrea să vină să vă elibereze. Interesant că aici sunt niște sfor. Ați fost legate în această poveste și cineva vrea să rupă aceste sfor, aceste lanțuri și să manifeste ceva frumos. Hai să vedem și a patra carte. Energia sexuală. A patra, a cincea, cât vrea să vină. Okay. O luase la zero cu cineva interesant. Regele de cupe, judecata și 8 de cupe. Și am zis că mergeți înspre regele de cupe, înspre dragoste și echilibru emoțional. Și mergând înspre echilibru, dragoste față de voi, echilibru emoțional, îndepărtându-vă, apare 8 de cupe. De cei care n-au timp să se implice, nu pot să se implice, nu știu, nu vrea, nu vor, nu pot. Nu știu, nu vor, nu pot. Da? Stau acolo, în jurul, se învârt în jurul cozii astea. Și trag cu coada ochiului, dar nu zic nimic. Mi-a trimis mesaj. Dar nu zic nimic. Dar nu zic nimic, că nu știu ce să zic. Da? Eliberare. Eliberare. Renaștere. Judecata. Regândiți-vă energiile, emoțiile, pentru că sunt oameni, e cel puțin o persoană de care sunteți legați din punct de vedere energetic, dar într-un mod frumos, regele de cupe. Este un personaj disponibil să o ia de la zero și să vă fie alături, să fie tan, o energie tantră, protectoare, să fie, da, ia uite, doritor să muncească. Da? Pentru această, ia uite, astfel de, ia uite, să muncească pentru această relație, să fie vulnerabil, să fiți vulnerabil, să vă protejeze, să vă încălzească și să ardeți împreună, da? În acest foc al pasiunii voastre. Ok. Da, deci ceva, eu zic că să fie totuși ceva un zero. Să fie un zero. Dar și voi trebuie să vă eliberați? Dacă se eliberează și ei vor să se împace, problema lor, veți trăi și veți vedea, voi veți alege. Ideea este că ceva se va recrea de la zero. Și ceva frumos, măi, ceva frumos, în acord cu, știu, dorințele îngerilor, da? Frumos. În sfârșit s-a mai liniștit energia dintre... Eu sufăr aici pentru voi, mă bucur pentru voi. Mă. Păi da, că sunteți ai mei, nu? Vă iubește mama pe toți. Cei care ați ales acest set, ups, de cărți, da? Acest set de cărți cu această floricică, posibil că ceva va înflori, poate. Am florit deja sau va înflori, vom vedea. Aici a venit ceva, uite, asul de spade, a venit 10 de bâte, 4 de bâte și 7 de monede. Acest personaj, sau voi, aveți parte de o trezire. Păi, apasă prea mult această relație, flăcări gemene, păi, mai lăsați-mă, pentru că nu e toată lumea în această relație a flăcărilor gemene. E o căsnicie pentru unii apăsătoare sau apăsătoare pentru voi dacă nu sunteți în căsnicie, pentru că vă dați seama că sunteți lăsați așa în așteptare. Acesta este primul adevăr. Da, e căsnicie. În care un personaj este foarte stresat. Nu știe cum să manifeste ieșirea. Cum să-și taie aceste lanțuri și să se elibereze. Dar se va manifesta o eliberare. A cui? A voastră, de ei, a ei, de a lor, pardon, a lor, de această, nu neapărat, nu, vorba de căsătorie, vorba de o căsătorie în care
au obosit să ducă greul, au obosit să muncească, să muncească, să muncească. Pentru că, până la urmă, nu pentru asta este o căsătorie. Căsătoria, teoretic, ar trebui să manifeste altceva, dar oamenii nici nu mai știu, de fapt, de ce se căsătoresc. A, să facem o casă, să avem niște copii eventuali și cam asta e, să fim mărând cu lumea. Da, este adevărul. Ce? Ia uite, 9 de bâte și 0. Posibil blocați această poveste, unii dintre voi sau alții, dacă aveți de-a face o regele de cupe, da? Și regele de spade, unul este foarte mental, celălalt este foarte sentimental. Trebuie să munciți foarte mult ca să vă echilibrați, dar puteți, dar cu multă muncă. Și, cum am văzut mai devreme, cineva încă am senzația că nu-i pregătit, încă nu a înțeles, nu s-a trezit, rămâne să trezească până una alta, unul blochează și ia de la zero. Pentru că mai aveți pasiune și nu vreți să vă consumați în acel 10 de bâte, da? Să stați în așteptare 7 de monede, cum am văzut mai devreme, să stați în așteptare când aveți încă o bâtă, cel puțin una de manifestat. Numărul 3. Februarie, dragoste. Eu am vorbit, ia uite, să vă simțiți abandonați? Let it be. Când puteți să fiți fericiți, da? Când puteți să fiți fericiți, calmați-vă, temperați-vă, vindecați-vă, pentru că trebuie să vă păstrați idealul. Ai, mă! Odată. De două. Ia uite, justiție. Tot e căsătorie, contract de două ori. Justiția unde s-a oprit la... Da, cineva vrea să-și facă curaj, să iasă dintr-o stare de depresie, din regrete și să manifeste putere. Echilibru, renaștere poate. Era de două ori, da? De trei ori. De trei ori. Am văzut regina de spade. Teoretic ar trebui să se exprime adevărul, dar teoria e una, practica e alta. Hai să vedem. 5 de bâte. Mai ce energie e luna asta. Îndrăgostiții. Regina de monede. Și 7 de cupe. În continuare. Soarele. Marea preoteasă. Asul de bâte. Și 2 de cupe. Uai! Ce cărți frumoase la numărul vostru. La capătul setului de cărți, luna, trei de monede și trei de spade. Aici clar a fost un triunghi amoros, într-o formă sau alta. Într-o formă sau alta a fost triunghi amoros. Posibil la locul de muncă, dar nu obligatoriu. Dar triunghiul amoros a adus decepții și vouă și celei de-a treia persoană, misterioasă, care v-a creat confuzii. De ce v-a creat confuzii? Pentru că voi, între timp, aveați de vindecat o energie toxică acasă, 4 de spade acasă, în căsnicie, în contract. Acolo e energie toxică. Acolo stați pe loc și nu mai vedeți din cauza acestei stagnări, n-ați mai văzut dragoste de nu știu cât timp. Unii dintre voi sau ei? Sau ei? Și apare la locul de muncă, eventual, o a treia posibilitate. Dar aduce, pentru că este un secret, pentru că nu se poate manifesta până nu vă vindecați de acest contract, de această situație, aduce decepții și vouă, și lor, și tuturor. Asta e. Însă, în această lună sau perioadă, poate nu o fi lună, poate o fi luni, dar în această perioadă, aveți 5 de bâte conflicte. Trebuie să, da. Conflicte în legătură cu o mare fericire, conflicte în legătură cu o trezire spirituală. Și nu doar spirituală, cu un personaj radiant care este misterios, de care vă simțiți atrași, dar nu doar fizic, ci și emoțional. Nu doar fizic, ci și emoțional. Și nu știți ce să faceți. Unii dintre voi aveți o soție,
o mamă și din cauza asta apare confuzia. Ce să faceți? Să stați în acea energie convențională, tradițională, legală, oficială, cum să-i mai zic, domnule? Contractuală? Sau să manifestați pasiunea, sufletul pereche, fericirea? Aici e problema. Alegerile, da? 2. Apropo de februarie, 2. Trebuie să vă ascultați intuiția în această dragoste, în această atracție. Trebuie să vă ascultați intuiția. Intuiția cuiva s-a exprimat într-un fel. Rămâne a voastră cum se va exprima și cum se va manifesta. Sau a lor, vedeți, a voastră, a lor. Ce cărți interesante. Dar, în această alegere, foarte importantă și în această atracție secretă, plină de mister, dar și cu potențial de creștere spirituală, există ego-ul în joc. Joc, ego, ego. Egoul cuiva creează probleme. Pentru că cealaltă persoană este o persoană echilibrată, stabilă, creativă, plină de pasiune și vă creează confuzii. Știți că este sufletul vostru pereche, știți că aveți comunicare telepatică, știți că există atracție fizică între voi, dar există un ego foarte mare care creează probleme. Chiar dacă e fericire, este și ego. Da. Hai să vedem. Clarificăm 5 de bote. 5 de bote. 5 de bote. Cinci de bote pentru numărul 3. Provocarea este să luați, eu te-am zis că e vorba de căsătorie, regele și regina de monede. E vorba de o căsătorie, de o relație de lungă durată, de o relație tradițională și eventual ceva în afară, da, o atracție, pasiune, în afara contractului. Dar au fost manipulări în acest context. Wow, și ce energie toxică s-a creat. Pentru că cineva așa este obișnuit să fie în energii toxice și încă nu s-a vindecat și încă vine într-un mod echilibrat și stabil înspre cineva. De fapt nu vine. Vine... A venit până acum imatur. Se dorește o legătură stabilă între voi și acest personaj de care vă simțiți atrași. Vă doriți să fiți soț și soție. Dar interesant că acest personaj de care vă simțiți atras nu se uită la voi. Pentru că au fost semnale mixte. Pentru că se simt manipulați. Bine, acum vedeți. Sunteți voi, e cealaltă persoană. Este ceva aici. Este o manipulare care a dus dezamăgiri. Și confuzii. Și conflicte interioare. Am zis, este cu orgoliu acestui rege de monede. Cum să mă duc eu? De ce să nu vină la mine? De ce să nu vină la mine? De ce să se ploconească? Să se ofere pe tavă? Nu știu, așa simt să etalez, așa fac. Să se ofere pe tavă. Dar regina de bete își vede de opțiunile sale. Aici e problema. Aici este gelos. Am înțeles, este și gelos. Da, mersi. Și din cauza că e gelos, nu acționează, stă picior peste picior, se uită. Ia uitați-vă, vedeți, măi, cărțile se uită la voi, doamnelor. Bine că poate să fie și invers, dar vedeți cum e.
În general am doamne și atunci vorbesc pentru majoritatea clientelor mele. Aici este orgoliu. Invidia, pe de altă parte, și doi, soarele ar putea să fie chiar al vostru, pentru că voi aveți această flacără, doamnelor. Aveți încredere în voi, aveți creativitate și mai este invidia și pe creativitatea voastră și pe pasiunea asta. E o invidie necontrolată. Și asta pentru că acest personaj, pe lângă faptul că este gelos, își dorește ca voi să le oferiți. Nu știu, voi să veniți înspre ei, nu să vină ei. Dar voi aveți opțiuni, dragile mele? Posibil să aveți un suflet pereche în această opțiune? Da? Sau un nou proiect, o nouă pasiune, ceva pentru ceva. Și eventual posibilitatea să colaborați cu cineva în acest sens. Asta e. Pentru că alegerile trebuie făcute conform intuiției. Hai să vedem. În continuare, 7 de cupe. 7 de cupe a fost și la numărul 1, dar în poziția cealaltă. Poate are legătură pentru unii dintre voi, dar tot la final 7 de cupe. Dar era diavolul și 7 de cupe. Vedeți. Vedeți. Poate ați vrut să alegeți numărul 1 și ați ales numărul 3. 7 de cupe, te rog frumos, clarificăm pentru numărul 1. 7 de cupe, da. Trei de monede. Aici este confuzia. Creată. Sau pe care a simțit-o acest personaj, o simțiți voi. În această legătură cu sufletul vostru pereche. Sufletul vostru pereche v-a creat confuzie, a jonglat între, eu știu, job și altă relație, între voi și altă relație, da? Jonglat, nu poate să se echilibreze. A blocat, da, ține la bani, la bani, la... ține foarte mult la bani. Poate și la petreceri, poate și la băutură. Asta e pentru unii. Vedeți că 5 de bâte poate să fie și joc și o energie oarecum imatură. Egoist într-o formă sau alta, cu soarele și 5 de bâte, acest personaj să fie... Da? Mai dăm o carte. 7 de cupe și 2 de monede. Mai dăm o carte. A creat semnale mixte. Ba are timp, ba n-are timp. Cupe și v-a lăsat de izbeliște. Aici este. Dar, ia uite, fuge. Fuge de această împăcare, fuge de fericire, 10 de cupe, tace. Tace și le face, interesant. Pentru că nu poate să aleagă. Aici este. Clarifică Marea Preoteasă. Ce mai văd? Mai văd acum, imediat vă zic ce mai văd. Văd pe două plane, imediat vă zic. Imediat. Marea Preoteasă, te rog frumos, iau te 6 de cupe. Trebuie să vă ascultați intuiția. Acum, haideți să vă zic ce am văzut în timp ce amestecam cărțile. Văd acum, pe un plan real, material, monede, da? Aveți de ales între... A manifesta o energie masculină combativă. Stai să exprim altfel. Nu, n-am exprimat bine. Să-mi aleg mai bine cuvintele. Deci, în plan fizic. Sunteți îndrăgostiți de cineva, dar sunteți și într-un cuplu, regele și regina de monede, tradițional, da? Bazat pe bani, pe construcții, pe ce-o fi, da? Dar apare un conflict în viața voastră interior legat de această atracție pe care o simțiți față de o altă persoană misterioasă,
în secret, să zic, poate să fie și în secret dacă sunteți într-o relație cu cineva, și această persoană să fie, să simțiți că e legătură telepatică, 2 de cupe, 6 de cupe, da? Să simțiți că e telepatie foarte mare între voi, că v-ați mai întâlnit undeva cândva. Că puteți să fiți vulnerabili cu acest personaj. Și în relație, da, în această relație, cu acest suflet pereche, să vă simțiți foarte fericiți, foarte atrași și fizic, dar și emoțional. Fizic, emoțional și spiritual. Este o trezire, cineva care manifestă ceva frumos. Victorie, eventual. Plină de încredere. Personajul acesta este plin de încredere. Celălalt, celălalt, personajul tradițional, vă creează conflicte pentru că este confuz, pentru că nu știe să aleagă, pentru că poate că a lăsat relația în probleme pentru că ori n-a știut să jongleze cu banii, ori a cheltuit banii și a adus probleme financiare, ori nu știe să aleagă dintre opțiunile sale, creează confuzii, poate că a avut pe cineva, poate v-a jonglat între... În ce sens? A fost între... Poate să fie și o trădare. Poate să fie o trădare în acest... Vedeți? Vedeți? Aici este un plan, aici este alt plan. Că este viața voastră, că este viața lor, vedeți unde este, pentru că etalare nu e personală, este generală, colectivă, dar ceva, ceva este. Sunt două tipuri de personaje. Și este greu să alegeți pentru că posibil aici nu este vindecată treaba. Atracție este pe partea aceasta, este și orgoliu, este și gelozie, cum am spus mai devreme, nu-mi retrag mesajele, nu? Acelea rămân. Pentru că experimentând acest tip de relație tradițională sau soție, da? Care nu se uită unul la altul. Experimentând această relație, vă șochează, aș spune, musa intimidează. Există, o repet, o notă de gelozie, de invidie. Cum cealaltă persoană poate să fie bine, chiar și când nu sunteți împreună, da? Cum poate cealaltă persoană să fie bine? Și cum simțiți atâta atracție și atâtea emoții față de acest personaj. Unde, nu știu, într-un fel sau altul, parcă sunteți și supărați pe voi. Adică acest conflict este interior. Cum? Cum? Pentru că voi v-ați obișnuit cu altfel de relații. Eventual voi sau ei sau cine o fi aici. Da? E ceva, e ceva. Și aveți de ales. Eventual puteți să vă împăcați cu flacăra voastră geamănă, cu sufletul vostru pereche, cu care aveți acest foc și acest magnetism și putere de creștere, de manifestare a unui succes special. Dar trebuie să alegeți. Doi și doi, da? Ori una, ori alta. Ori alegeți confuziile și abandonul, ori alegeți sufletul pereche, la lângă care puteți să creați. Da, în principiu, am clarificat, da? Eu zic că am clarificat. Am să curăț cărțile. Numărul 3, energia sexuală. În februarie... Vedem, pentru cine fi, că la celelalte numere s-a cam împărțit energia sexuală în două povești. Deocamdată și etalarea voastră s-a împărțit în două. Vedem. Pentru că este, apropo de doi, da? Justiția, interesant. Poate sunteți marcați a doua oară când apare justiția, sunteți poate unii dintre voi marcați de un contract. Ia uite, 5 de monede. În această relație contractuală, căsătorie, vă simțiți abandonați. Tot timpul în conflicte. Când trebuie să fiți împreună, apar conflicte, geluzii. Nu
educația sexuală pentru numărul 3. Avem toate semnele, n-are rost să vi le zic, sunt toate. Și am văzut și magicianul la un moment dat, să zic, semnul gemenilor apare într-o formă sau alta ca și semn de aer, dar în mod special balanța dintre semnele de aer. Sunt prea multe. Energia sexuală în februarie, aproximativ. În perioada următoare. Ia uite, și vă păcăliți aici, 7 de spade. Vă păcăliți aici, sunteți într-o... Ia uite, spate în spate sunt. Vă păcăliți. Vă simțiți trădați singuri și eventual visați în tăcere, visați la cineva. La ce suflet pereche? 2 și cu 1? Da. 3. 1 fiind relație. Mai dăm o carte, două, eu știu. Am zis că e spion. E spion, am zis. Vă urmăriți acest suflet pereche, pentru că aici sunt cupele, da? Am zis, sunt două cupe la fel și una diferită. Dar aici vă regăsiți în această relație, da? Care încă, nu pot să zic că e nemanifestată. Se poate manifesta, dar după ce hotărâți, alegeți, corect, în dragoste, alegeri importante în dragoste. Da? Interesant că aici vă păcăliți. Vă păcăliți. Da? E a patra, a doua carte, da, pe rândul al doilea. Vă păcăliți. Și aici sunt, vedeți? Ia, să arăt și eu frumos cu baghetuța mea. Două cupe la fel. Și altă cupă diferită. Aici este o altă cupă diferită. Care este jumate băută, să zic. Este... Depinde de voi cum vreți să vedeți. Jumate plin sau jumate gol. Dar nu e. Nu vi se potrivește cupa aceea. Cupa aceasta vi se potrivește pentru că aici sunt două cupe, da? Aici sunt 6 de cupe. Aici vă simțiți și copii, și bărbați, și femei, da? Aici. Însă, în această relație, trebuie să veniți din spate. Care ideea? Pentru că încă sunteți în această, hai să zic altfel, da? În această căsătorie în care vă păcăliți, vă autosabotați. Trăiți o relație falsă, sorry. Dacă nu e energia voastră, este a celelalte persoane care încă nu a ales, da? Deocamdată, ce se manifestă, valetul de spade. Ați vrea să vă întâlniți până atunci... Studiați, urmăriți persoana aceasta de care vă simțiți atrasă sufletul vostru pereche. Ați vrea să le oferiți cupa voastră, dar ori nu aveți încredere, ori trebuie să fiți atenți cu împăcarea, dar asta e, pentru că nu se manifestă alegerea. Dar măcar la nivel interior, intuitiv, sufletește, trebuie să alegeți. Până intrați în acțiune. La capătul setului de cărți, uite, Cavalerul de Bâte, Aventura și Căsătoria. Te și împărăteasă aici, femeia voastră divină, de care v-ați îndepărtat eventual pentru căsnicie. Dar pasiunea există. Ați vrea oricând să vă duceți, dar nu puteți să fiți cavaleri valeți în fața împărătesei. Măi, vorbim așa, vorbim, că nu putem să... Adică așa mi se pare normal să ne adaptăm limbajul. Nu putem să vorbim ca pe stradă. Vorbim totuși altfel. Împărăteasa este totul. Este o femeie completă. Da. Către care ați merge? Ați vrea, vreți voi. Deocamdată vrabia mălai visează. Acum, că sunteți voi, că sunt ei, vedeți. Dacă sunteți femei divine aici, în această relație, acești oameni s-au îndepărtat de voi ca să stea în relația tradițională. Dar această pasiune, atracție pentru voi va exista tot timpul, chiar dacă este nemanifestată în gândul lor, când sunt cu ceilalți, sunt cu voi, nu știu cum să zic. Adică știți voi, da? Ia clarificăm 7 de spade, te rog frumos. Asta, regina de monede, de aici vă păcăliți. Mulțumesc, mult de... Da, mulțumesc, Tarot, în fața voastră a venit. Este vorba de soție, aici este plictiseală.
plictiseală mare, când aveți, ia uite, să puteți să creșteți ca și, am văzut, da, împărăteasa, puteți să deveniți împărat, să deveniți varianta voastră superioară în relație cu regina de cupe, cu sufletul pe de, da? Cu sufletul pereche, cu marea preoteasă, cu șase de cupe. Aici este, da? Aici este. Este un personaj care vă iubește, simțiți dragoste față de ei, simțiți că sunteți protejați. Da, ce diferență, da? Ce diferență! Aici sunteți în brațele Doamnei și acolo sunteți spate în spate. Aici vă păcăliți. Iar e o plictisală la patru de monede, e o plictisală. Hai să fim împreună, hai să ne atingem. Dar nu este sentiment. Nu e nici pasiune. Da? Și nici victorie. Aici este o problemuță. Da. Ce să se manifeste în fizic când nu s-au luat deciziile? Probabil că poate luna viitoare. Poate. După ce vă hotărâți. Ce faceți cu acest contract? Ce faceți cu acest stil de viață în care, repet, acasă, cu regina de monede, cu soția, cu relația de lungă durată, cu relația karmică, vă păcăliți. Nu vorbiți unul cu celălalt, nu vă spuneți adevărul. În cealaltă relație, nici nu trebuie să vorbiți, vă simțiți. Interesant, cu valetul de cupe am senzația că acest personaj, da, sufletul vostru pereche, simte noaptea că îi doriți. Chiar dacă nu vă întâlniți fizic, vă întâlniți în alte, interesant, îndrăgostiții și marea preoteasă și șase de cupe, vă întâlniți în alte călătorii astrale. Da, știți voi, da? Fantezii erotice. Dar, nemanifestat este împăratul din voi. Cât timp părăsiți împărăteasa, și împărăteasa e aici clar, în această energie, cât timp părăsiți împărăteasa, rămâne nemanifestat, stați într-o minciună. Dacă sunteți vorbați și ascultați, dacă sunteți doamne, vedeți voi cum, da? Așezați informațiile. E aici cineva care se făcălește. Când dragostea este, unii nu știu ce să facă pentru că nu știu ce e a dragoste. O simt, dar mai au de învățat. Aici este trezirea. Ceva se întâmplă, se trezește. Energia masculină trebuie să se trezească, dar până aleg aveți 2-2, 2-2, 6, îndrăgostiți, adică, da. Puteți să manifestați ceva nou în această lună, puteți, dacă alegeți corect. Puteți să manifestați întâlnirea cu sufletul pereche, asul de bâte și 2 de cupe, da? Și eventual împăcarea. Puteți, dacă alegeți corect, dacă sunteți bărbați, dacă sunteți femei, vedeți. Da? Și voi la fel. Pe cine alegeți? Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ne mai auzim la alte etalări. Ciao, ciao. Închide-te.